e clasa 6-a. Am revenit. Da. Problema 9. 9 de la? De la, nu. De pe o fișă. Considerăm un unghi AOB și C simetricul ea față de O. E unghiul AOB. AOB. Și? Și C simetricul ea față de O. Simetricul lui A față de O. Cum scrie sim? Sim? Sim, da. Sim lui B. Lui A față de O. A față de O. Iar D simetricul lui B față de O. D sim simetricul lui B. Lui B față de O. Față de O. Știm că măsura unghiului BOC e 110 grade. Deci mai avem cu măsura. Măsura unghiului BOC e egal cu 110 grade. 110 grade, da. Determină măsurile unghiurilor. În concluzie. Măsura lui AOB cât este? A lui AOD. Măsura lui? AOD. AOD. Și a lui BOC. Măsura lui DOC. DOC egal cu semnul mare. Da, deci, și după aceea, prin două metode, zic ei, da. Și după aceea măsura unghiului AOB egală cu câte grade, măsura lui, da, bun, egală cu câte grade, da, atât. Prin două metode. Bine, hai să vedem cum... Întâi să facem BOC care e 110 grade. Deci să facem cu măsura lui DOC. Din câte observ, O-ul este în mijloc, deci îl luăm pe O ca fiind... Nu? Deci și C-ul simetricului A față de O. Deci... Eu cred că ar trebui să punem pe O în mijloc. Da, dar ea pleacă de la BOC 110. E corect? E corect, cred. BOC. BOC. Deci, hai să spunem B. Da, dar i-a plăcat de un profesor. B. O. Aveți și, da, 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 da. Unghiul BOC. Și am că unghiul, uitați, BOC. BOC. Pentru că noi trebuia să începem cu AOB, care nu știam decât să-l facem. Mergem de la sfârșit, cum a zice, da? Deci avem cu unghiul BOC. Așa. Ori, în felul ăsta zicem. Și cât îi zice? 100? 110. 110 grade, da? Vedeți, da. Am luat așa, da. 0. 110 grade. E mai mare de 90, da? La ce fel de unghi se cheamă ăsta care e mai mult de 90? Zic. Ai mai mult de 90. 8 zunghi. 8 zunghi, da? 8 zunghi. Acolo e ce atunci? Aici este ce-o. Nu știu dacă o să vă iasă figura în așa. Dar C-ul ăsta a fost simetricul lui A față de O. Acum, dacă C-ul a fost simetricul lui A față de O... Înseamnă că O este în mijloc. O este în mijloc, da? Adică mă fac un segment după O, la același tip? În jos, da? Da. C-ul fiind simetricul lui A față de O, înseamnă că A este simetricul lui O față de C. Da. Poți să-i gândesc așa? Da. Deci A simetricul lui O față de C, înseamnă că C-ul e simetricul lui, înseamnă că A-ul e simetricul lui C față de O. Da, A-ul e colinier. Exact. Și da, dar vede, să rugesc, că ăsta este A-ul. Uite, voi ieșiți și A-ul B-ul. Și ieșiți un A-ul B. Acolo puneți-l pe ăla de 110. Deci ăsta de 110. Și șmecă. Da? Bun. Și înseamnă că AOB și e tot 110? Nu. AOB, ce? Cum scrie tot 110? O, să măsurăm. Știi cât este? Hai și cine îmi spune cât este. Păi ia zic. Nu. Cât e AOC? AOC, AOC cât e, Daria? Uite pe figura lui profesor. AOC. Este 180. 180 și minus 110 ăla? 90. Cât rămâne AOB? 70. 70. Ați înțeles? Da. Deci, el fiind unghi alungit, are 180 de grade, unghi impropriu, cum spuneam, nu? Unghi lungi cu unghiul ăsta, se cheamă unghiul impropriu. Bun, și acum D, simetricul lui B față de O.
simetricului B față de O. Înseamnă că O este tot așa în mijloc și da. D fiind simetricului B față de O, înseamnă că D o să-l duc după O încolo. Deci așa văd, da? Da. E bine? Da. Așa văd, zici. Și aici pun ce punct? D. D. Și acum, AOB. Câte grade are OB? Răspuns. Facem 180 minus 110 ca să vadă când am început. Măsura lui AOB este egal cu 180 grade minus 110 grade și face în total 70 grade. Măsura lui AOD, măsura lui AOD, egal D, este AOD. Nu e tot. 110. Și COD e 70. Sigur că da. S-o pus la vârf chiar. DOC e 70. Nu știu asta. Eu mers o calculat așa, pe partea asta. Da. A lungit? Ai înțeles, Daria? Da. Deci are 110. 180 minus 70 și egal cu 110 grade. Și acum le spunem în asta ca o noutate, că unghiurile astea două sunt chiar puse la vârf. Deci când vezi de dea întotdeauna două unghiuri așa. AOD e 110. Uite așa, când vezi de dea două unghiuri. Ia uitați-vă la după, nu să vă uitați. Duse din două drepte pe lungime. Unghiul ăsta și cu ăsta. Întotdeauna. Unu, da. Unu, da. Da. Și ăla cu ăla. Doi. Doi. Am, pentru că sunt exact de... S-o pune la vârf. Da. Așa se vă lungi. Deci asta înseamnă că DOC o să fie tot 70. DOC va fi tot 70. Deci măsura lui DOC este tot egal cu 70. Și asta a fost problema? Da. Asta a fost problema. Haideți să vedem, Daria, ce a constat? Ce crezi tu în problemă? Ce a fost interesant? Avem început să vedem dacă știm cum să le plasăm, știm să vedem simetria față de fiecare punct. Deci, când îți spune, fie unghiul AOB, simetricul lui B față de O este D, simetricul lui A față de O este unghiul C. Și măsura lui BOC este 110 grade. Noi am făcut, am plecat la măsura lui BOC care o știe. Și pe urmă, dacă C era simetricul lui A față de O, înseamnă că A este simetricul lui C față de O. Da? Deci unul este simetricul celuilalt. Și cred că trebuie să fim, să știm și măsura unghiurilor, pentru că trebuie să știm măsura alungit ca să putem afla. Sigur că da. Și problema asta unghiul alungit s-a dorit foarte bine, clar ce spui. Deci dacă știm măsura unghiului alungit, atunci că eu 180 grade, putem face problema. Da, deci au fost câteva lucruri importante și de luat în seamă. Așa. Unde? Uite acolo. Nu aia. Da. Am rupt. Gata. Aici. Da, bun. Deci, fie problema 10. 10. Desenează un unghi alungit X, O, Y. Desenează. Un unghi alungit X, O, Y. Unghi alungit. Ce înseamnă? Cât va fi măsura unghiului? Dacă X, să desenați un unghi alungit. Asta bine? Da. Măsura lui X, O, Y egal cu 180 de grade. În loc să ne spunem, ți-l dăm măsura unghiului X, O, Y egal de 180 grade, zic măsura unghiului alungit, 180 de grade. Și așa, semidreaptă OZ în interiorul unghiului, astfel ca. Deci X, O, Y. X, O, Y. Și o semidreaptă OZ în interiorul unghiului. OZ. Semidreaptă OZ. Așa. Aparține interiorului unghiului X, O, Y. Deci inclusă, așa da. Zicem, eu mulțumim, inclusă da. În interiorul unghiului X, O, Y. Astfel încât măsura lui Y, O, Z. Așa încât. Măsura lui Y, O, Z. Măsura lui Y, O, Z. Să fie egală cu de 3 ori măsura unghiului X, O, Z. De 3 ori măsura unghiului X, O, Z. Deci vreau deci să eu trebuie să pun OZ și să fie XO. Deci OZ poate să fie pus așa sau poate bine în partea asta. Păi, deci într una din regiune. Într-un din semitoane. Eu pot pe OZ pun
spune așa. Sau partea cealaltă, care are importanță. Zi. Pot să împart cum ar fi partea de sus a lor. Adică e la 180 de grade, îl împărțim la 4. De ce spui la 4? Pentru că, așa, pentru că X o Z, care este o parte din el, este de 3 ori, X Y-O-Z este de 3 ori X-O-Z, ceea ce înseamnă că deci, acesta este mic, care sunt toți aici. Care e cel mai mic între cele două? X-O-Z. X-O-Z. Deci, aba nu! Bine? Nu, X-O-Z este cel mai mic. Deci asta trebuie să fie o parte, încât asta să fie câte părți? În 4 părți. Deci Y-O-Z care apare să fie de 3 ori mai mare decât acesta, da? Da. Și tu ai spus bine, ar trebui tot unghiul ăsta să-l împărțim în 4. La 4. Și cât este măsura? Dacă împărțim la 4. 180 împărțim la 4. 45 de grade. Deci 180, rezolvarea, da? 180 de grade împărțim la 4, egal cu 45 de grade. Cu alte cuvinte, X-O-Z trebuie să fie la câte grade? X-O-Z o să trebuiască să fie la 45 de grade, deci... Da. Trebuie să-l duci cum îl duc, nu știu. Uite așa, uite, duci punctul ăla din niște ocul deci, nouă. Aici trebuie să se vadă așa. Linia asta, atenție, asta de aici pe linia care o avem. Și fixăm 45 de grade. Uitați aici, până pe raportor. Mama, nu știi? Eu nu te dau. Uite la domn profesor puțin. Atorile în sus. Dacă de dată sunt nicio problemă. Aici, 45, exact acolo, da. Dar vedeți, nu știu cum am făcut, deci în jos. Cu, dacă mai e în sus, sus în jos, cum vreți voi. Motorul deasupra. Aici este la un punctul O. Deci trebuie să văd un punctul O. Și acum număr 45 de grade. 0, 40, 45 de grade. Deci aici să anotez pe Z, acolo... Și acum unim pe O cu... Z. Da? Și iată că am găsit-o pe O, Z. Și acum trebuie să deci împărțim restul. Da? Acum împărțim restul, nu? Dar nu cum mai împărțim deloc, da, bea, scrie. Acolo 45. 45. Și acolo de 3 ori 45, adică 135. Așa. Da, și tu scrii că acolo e 45, pune Z-ul. Și scrii că acolo e 45. Da. Pune Z, Z, O, Z. Asta nu era. Aia mic o ștergi. Și aici pui Z-ul și aici scrii când e de 45 de grade. Simplu. E foarte simplu de făcut. Bun. Trebuie numai să știi faptul că, ca să, că unghiul are 180 de grade. Așa, tot unghiul. Și că trebuie să-l împarți la 4, trebuie să-i dai seama de asta. Ca trei părți aici și o parte, parte acolo. Așa, asta e tot. 11. Desenează un unghi X sau Y cu măsura de 120 de grade. Desenați. X o Y. 120 de grade. Așa, încât măsura X o Y. Sunt egal cu 120 de grade. Și o temi dreaptă OZ în exteriorul unghiului. Și OZ. OZ în exteriorul unghiului. Așa, astfel da? Încât. Ce este infusă? Infusă, nu? Exterior. În exterior. Așa scrieți. Ex. Exterior. XT trebuie. XT, da. Da. Infusă în exterior. Unghiului X o Y. X o Y. Așa încât măsura lui X o Z. Măsura lui X, O, Z. Să fie egal de 4 ori măsura lui Y, O, Z. De 4 ori măsura lui Y, O, Z. Mai e cea de mai sus. Da. Numai că de data asta trebuie să împărțim la 5. La 5. Deci facem cât X, O, Y de 120, aici știm cât X, O, Y, nu mai era lungit. Nu este lunghia lungită. Da. Deci luăm o semidreaptă. O X sau O Z sau O Y, care vreți voi, de jos, nu? Da. Păi, X, O, Y trebuie să luăm de aici. Păi da, deci X sus, O, Y aici. O aici. Și Y acolo. Și Y aici. Bun. Și acum eu trebuie să fixez un unghi de pe 120. De 120. Deci, dacă vreți să-l vedem așa... Dar stați 2 secunde, acum... Uite, l-au făcut pe O, Y și acum nu o pune raportorul și îl găsești pe X. Așa ca jetul, îl pui pe O, Y și ca să-l duci pe X în sus, da. E raportorul în O. Exact, de nou. Linia asta de pe linia raportor. Pe linie. Da, pe linie. Pe semidreaptă. Da. Și acum, în 120. Da. Am găsit pe 120. Am văzut. Puneți locul
cu asta. Ce fel de unghie e asta? Obtuzi, mai mare de 90 grade. Obtuzi, deci mai mare de 90 grade, da? Da, 120 grade. 120 grade, bun. Asta este X-ul. Bun. Așa încât pe, în exteriorul lui X sau Y. O Z din exterior. Aia. Deci este în nu zona partea asta. Partea face, da. Așa. Dar oricum, nu îi vrem noi. Nu, oricum. Cât mi-a rămas unghiul ăsta? Cât e tot unghiul ăla copil? Este... 5, nu, 60. În jurul unui punct cât e? 60. Nu, în jurul unui punct cât e? 360. Minus 120. Cât e? 240 de grade. Da, 240. Cum fac eu așa? 240. Dar acum ne spune că așa fel pe OZ să ducem în zona asta, să ducem pe OZ, de aici să plecăm, nu știu cum. Dar important că X-O-Z, unghiul ăsta, să fie de 4 ori Y-O-Z. Adică trebuie să împărțim în 5. Deci împărțim la 5, exact 48 de grade. Da. Adică fiecare trebuie să ai 48. Deci 240 împărțim la... De ce la 5? Deoarece sunt 4... Păi 4 și urmă de 5. Ar fi trebuie 5, da? Bine. Împărțim la 5. Așa, unde 48 de grade. Și acum... Și acum ia uite cum, domn profesor. 48 trebuie să... 48 trebuie. X sau Z. Pui pe O X. Deci X sau Z zice și pui pe O X, mă. Știi? Pentru că zice X, O, Z. Deci X sau Z. Vezi? Și atunci eu pe o latură fixez asta în paralelă chiar pe axa X-ilor. X, O, și acum găsim pe 48. Da? Deci mă fixez din nou. 40 și... Eu nu știu unde se mă duc exact. 8. 45 este aici, 46, 47, 48. Și la 48 am luat. Și am făcut o liniuță. Ai înțeles dar de cum? Nu știu eu, găsești exact 48. A, și acolo înătuși pe Z. Și acolo înătuși pe Z. Și asta este... Unde eu la 48? 11 de 48 de grade. Și restul care ce-a rămas este de 192. Da? De 4 ori 48, 192 de grade. Ați înțeles cum? Iată cât de clar este, dacă și avem instrumente și... Și dacă zici X, O, Z, păi te duce de X, O, pe ce ai? Pe ce dreapta care ai? Că o Z trebuie fixate, tu ai pe X-ul de bază. Exact. De ce fixăm raportorul pe X-ul? Și 12, ca și așteptăm, profesor. Da. Un elev are la dispoziție un raportor mai vechi, pe care se mai observă o singură diviziune, care indică 60 de grade. Deci, îi șterse. Îi șterse raportorul, nu are decât 60 de grade. Și pe o foaie de hârtie, un unghi X sau Y cu măsura de 90 de grade. Asta are elevul la dispoziție. Un raportor deci, cu o singură măsură 60 de grade. Deci el poate să măsoare 60 de grade. Da. Deci există și pe raportor măsura unui unghi de 90 de grade. De 60 de grade. Pe raportor. Poate da, pe raportor. 60. Da. Și pe o foaie unghiul de 90 de grade. Măsura lui X sau Y 90. Facem și mai foaie. L. Domnul ăsta ne facem lău. Da? Egal cu cât? 90 de grade. Este posibil ca elevul să împartă X sau Y în trei unghiuri, fiecare cu măsura de 30 de grade? Justifică. Este posibil ca elevul să împartă unghiul X sau Y în trei unghiuri, fiecare cu măsura de 30 de grade? Justifică. Deoarece mai întâi să facem unghiul de 90 de grade. Deci să facem pe ăla de 90 de grade. Adică ăsta l-avea pe foaie, X sau Y. Da. Avem măsura X sau Y. 90 grade, domnule. 90 grade. X, O, Y. Așa. Și el are de raportor numai 60 de grade. Atât are. Și are unghiul ăsta. Păi, noi știm că orice unghi care arată ca un unghi, adică ca și mai fi un jumătate. Asta știi că e 90. Da. Asta e 90. Da. Asta e eleboare cu foaie. E deja desenat de foaie. Și el acum mă întreabă dacă cu acelea de 60
care mai are el acolo, putem desena o 3 de din 30, da, da, cu raportorul care are numai 60, da, pentru că de pe el, el își pune raportorul și face cele 60 care le are, pentru că e ia sigur că o să rămână 30. Corect. Ia să vedem. Ia facem și noi. Vedem dacă ieși. Facem și noi treaba. Da. Deci, așa, nu? Da. Pentru început. Da, și faci 60. Te duci acum, nu te la 180, te duci și la 10, nu? 60, că era tare. În rest nu se vede la el. El atât are șansa, da, asta pentru unghiul de câte grade, de 60 de grade. Și l-a făcut. O ieșit un unghiul 30, o ieșit. La celălalt, cum mai faci? Dar tot 60 are. Da, pe tot 60. Deci întâi o pune pe OX și o desenat și acum o pune pe OY și acum o pune pe OY și el știe ce știe el, că el mai are 60 de grade. Atât cât are și el pe raportor, nu? Da. O pune pe OY acum și măsoară 60, nu, domn profesor? Da, ca să poată să... Acum eu pot opri problema și aici. Bine, da, o pune. Și acum o pune pe OY. Deci mai că... citim o dată problema. Ia, mai citesc o dată, domn profesor. De 60. Deci... un elev are la dispoziție un raportor mai vechi, pe care se mai observă o singură diviziune, care indică 60 de grade. Și pe o hârtie, pe o foaie de hârtie, un unghi de X o Y de 90 de grade. Este posibil ca elevul să împartă unghiul X o Y în 3 unghiuri, fiecare cu de 30 așa, de grade? În 3 unghiuri. În 30, deci mai vrea unghiuri. Are în 30. Are în 30. Ar mai vrea încă 60 să-l dea în 2. Cum da, da. Și având pe raportor numai distanța acesta, mai măsura aceasta, eu mă gândeam că poate să pună, cum ar fi... Întâi eu pus pe OI și-a făcut unghiul, păi de da. 60. Da. Și acum ce se facă? Acum, stai să puteți. Dacă pune pe OY mai iese, domn profesor? Știu. Dacă pe OZ? Deci, dacă pune pe OZ și măsoară pe OZ... Cu ce te ajută? Cu ce se facă 60 de grade? El doar măsoară că ăsta e de 60 de grade, că atâta e indică lui. 60 de grade. Deci nu n-ajută. Deci dacă punem pe o Y, ia să vedem. Deci eu m-am gândit tot așa, m-am gândit să încerc fiecare în parte. Și acum am pus în momentul acesta pe o Y. Da. Și mi-am dat seama că aici el știe că are prima dată 30 de grade. El știe bine asta. Și își face un punct pe raportorul ăla care e șters total. Unde da? Unde sunt 30 de grade? 60 de grade. Și în momentul ăla când vede că sunt 60 de grade rămase, pe raportor acolo unde vede, exact la mijloc, pune încă un punct. Devine ingenu. Nu, așa, 60, 0, 10, 20, da? Da, și în momentul ăla nu se știe cum ar fi exact unde sunt. Înțeles? Da, dar cu ăsta de era de 60 în două. Da, dar m-am înțeles și pe ăsta. Ăsta a rămas să fie de câte grade acum, Daria? Și acum toate. Ăsta trebuia să... Oricum așa este de 60, că așa am măsurat el. Da. Adică el măsoară cel de 60, pentru că îl are pe cel de 30. Și în momentul ăla spune, băi, la fel la de 30, hai să mai fac 30, că eu am 60 de grade. Face 60 de grade, îl vede pe tot și restul care rămâne, asta o să fie cu siguranță de 30 de grade. Și dacă ăsta e 30 și ăsta e 30 și a rămas și ăsta să fie de 30 de grade. Corect. Răspuns da și justificați? Asta, întâi pune pe da. Adică povestim exact cum am procedat. Am procedat, da. Deci, punem raportorul pe OX și măsurăm 60. De 60 de grade și găsim o Z. Punem raportor pe o Y și măsurăm 60 de grade și găsim pe o T. Și atunci 60, rămas ăsta de 60, dar trecut ăsta e pardon, de 30, ăsta de 30, și cum suma unghiilor făcea 90, rămas ăsta să fie de 30. Z-o, Z-o 30. Da. Deci așa o să scrim. Există, există unică o Z. Unică, așa se cheamă, da? Așa, există unică. O, Z. Există unică, O, Z. Semigrata O, Z. Da? Există unică. Cu da? Nu știu. Unică, scrie. Scrie unică. Există unică. Da, există O, Z. Există O, Z. Așa încât, așa încât, așa încât, măsura lui X, O, Z, măsura lui X, o, Z. Acestul unghi, egal cu? 60 de grade, exact avem. Atunci, din asta, rezultă că ce-a rămas măsura unghiului Y, O, Z. Y, O, Z. Egal? Până la 90, egal cu 60 de grade. Bun. Acum,
tot așa zic de sus, există unică, semidreapta OT, așa încât măsura unghiului YOT, YOT, să fie egal cu 30 de grade. Deci rezultă, cum rezultă ce-a rămas, măsura lui T, O, X, X, pardon, da. Da. Măsura lui T, O, X, egal cu 30 de grade. 30 de grade. Și atunci? Și cum? Cum? Așa scrieți, măsura lui X, O, Y. Măsura lui X, O, Y, egală cu 90 de grade. Atunci rezultă? Din cele trei. Rezultă că măsura lui ZOT ZOT egal cu 30 de grade. Știi, te fac problema, da? Da. Adică... Ai înțeles, Daria, da? Da. Bine. Îmi pune să-mi pe o X, ci se dă facea pe o Y și problema 13, la pagina 178. Acum am trecut la manual. 13 de la 178. Cred că sunt pe Cristi la locul cu doamna, că e și 5. Cred că da. Da? Ca să știi, ca să știi. Da. Să... Și ele iau legătura, așa? Da, 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 ca au numărul și... Da. Mă dictez problema și-o fac. Da? Căutați intrusul, se numește problema. Cum? Căutați intrusul. Deci avem un intrus, domn profesor. Aha. Avem o figură, figura ta 51, care trebuie să o faceți, pornind de la un cerc. Figura 51. Faceți un cerc, copii. Un cerc? Da. Dacă ați avea compasul... Au, compas sau tot. Sigur. Sunt un sestest. Da, e bun. Cu un cerc mic. Faceți un cerculeț mic, de mai jos, așa. Așa, mai jos, David. Ca să poți să vezi bine, da? Și îl fixezi în... Fix așa? Da. Bun. Fixezi în... E, vezi? Cristu, duceți-vă voi. 7. Da, da. 7. Dai numărul de telefon, ai tot, da? Bine, hai. Hai, ok. Facem un cerculeț. Da, da. Bun. Uitați-vă la domnul profesor, o copii în cerc. Acum facem. Mers compasul, trebuie să dătesc cu... Trebuie aranjat între. Da. Trebuie să dă cercul X, cercul acesta. Acum, ducem... Mic, mama, nu face cer mare, că avem liniște. Iată, codreapte. G. F, care e cercul, G, F, E, și respectiv D. Și pe urmă duce D prin D, o altă dreaptă, care taie cercul în C, în B, și pe care luăm un punct A. Unim pe A cu E. A cu E. Pe G. Pe G cu C. G cu C. Și care taie cercul în punctul O. Parcă văd aici, cred că O. Deci e centrul cercului de grup O. Și... Până unde se duce dreapta aia cu C? Cu G, G-ul. G-ul era pe F, E, D. Da, nu. G, F, E, D, da? Ținem pe G cu C și pe G cu A. Și G-ul cu A. Care taie în K și în H. K, H. Deci, figura 50, nu?
51. 51? Da, asta. Da, da. Căutați intrusul. Acum vă zic eu. Da? Da, asta e figura, am zis ce e figura asta. Și căutați intrusul. Hai, amic. Tăiați intrusul din lista. Și acum eu vă dau o listă de unghiuri. Și vedem care e intrusul, vedem ce înțeleg e bine intrus. Unghiul K, A, B. K, A, B. K, A, B. A, B. Unghi. Următorul unghi. Unghiul K, A, C. Punctul B, nu? Nu, nu. Următorul unghi. K, A, C. A, C. O, A, C. Alt unghi. O, A, C. O, A, C. Alt unghi. D, A, H. D, A, H. După aceea, alt unghi. H, D, C. H, D, C. Alt unghi. Am depistat intrusul. Bine, alt unghi. B, D, E. Dar spune unghiul. B, D, E. E. Alt unghi. C, D, E. C, D, E. E. F, D, A. F, D, A. Alt unghi. D, G, A. D, G, A. A. F, G, H. F, G, H. H. B, G, E. B, G, E. E. Și K, G, E. K, G, E. E. Și acum zice, tăiați intrusul din lista. Să vedem unghiurile, să vedem ce înseamnă intrusul. Dar vrei să le găsați toate? Dar ne uităm, mama. K, A, B. Ia să vedem. Este unghiul acesta? Este. Adică printre unghiurile acestea, unul este fals. N-o fi. Unghiul. Ia să vedem. Ne uităm repede. K, A, B. Ia uitați-vă. K, A, A, B. Este. B. K, A, B. Este. Este. Bun. K, A, C. K, A, C. A, C. Da. C. Este. Este. O, A, C. O, O, A, C. Da. Este. Este. D, A, H. D, D, A, H. H. Este. Este. H, D, C. H, D, D, H, D, C. H, D, C. Asta nu e bun. Nu este. Îl tăiem. Asta e intrus. Să vedem și restul. H, D, C. B, D, E. B, D, E. B, D, E. Este. C, D, E. C, D, jos. D, E. F, D, A. F, D, D, A. A. Este. F, nu, D, G, A. D, G, A. Este. F, G, H. E. G, H. Este. Acum sunt toate. Da, stai puțin. B, G, E. Ne uităm, mămică. B, G. Nu e. E, ba da. E. B, ba nu e. A, că nu e unic. B, G, E. Nu e. Nu e, să-l tăiem și pe ăsta. Vezi, aia a fost importantă. Și K, G, E. K, G, G, E. E. Este. Gata, l-am găsit. Punctul B. Poți două puncte. Da, unghiuri. Punctul B. Numiți cele șase unghiuri cu vârful în O. Numiți. Cele șase unghiuri cu vârful în O. Cu vârful? În O. În O. Ia, repede le numim. Deci este A, O, C. A, O, C. 1. O. A, O, C. 1. Puneți-mă pe el. Da. 1. Altul, Daria. Dar ce zici tu, Daria? E, O, C. E, O, C. Sau C, O, E. Da. 2. C, O, E, 2, O. Da. Altul. Daria. Eu? D în O trebuie să fie. Da. Vârful în O. E, O, C. E, O, C. Sau care l-a zis? A, 2. E, O, C. Zi. G, O, C. G, O, E. G, O, C, am spus. G, O, C, corect, alungit. A, dar G-ul ăla nu e doar în partea de jos, nu-mi crezi eu. G-ul este? G, O, E. G, O, E, corect. G, O.